Bună ziua, dragii mei și bine v-am regăsit astăzi la o nouă uh, etalare, o nouă etalare a zilei de data aceasta. Uh, pentru a vedea care mai sunt energiile uh, zilei de miercuri, 21 uh, septembrie 2022. Să vedem uh, spre ce vor converge aceste energii de data aceasta. Iată avem două cărți să le vedem. Prima carte care vine în etalare, dragii mei, este ceacra a cincea, Arhanghelul Gabriel. Această ceacră a cincea este responsabilă cu vorbirea, cu tot ceea ce ține de comunicare, cu modul în care noi reușim să, expres, să dăm expresie, Dorințelor noastre, aspirațiilor noastre și acțiunilor noastre, desigur. Este o carte foarte importantă pentru că, de multe ori, de modul în care noi reușim să comunicăm lucrurile, depinde reușita noastră într-un anumit domeniu. De aceea, iată că mulți dintre voi poate că, într-un moment sau altul aveți nevoie să comunicați cu cineva în viața voastră, poate aveți să spuneți ceva a mamei voastre sau fratelui sau iubitului sau surorii. Sau poate șefului la muncă, aveți să-i comunicați ceva și nu puteți să faceți acest lucru din, din teamă sau din anumite rețineri pe care le aveți. Pur și simplu vă este teamă să abordați acel subiect. Și din cauza aceasta se ivesc blocaje în viața voastră. Pentru că odată lăsate și tergiversate acele lucruri și necomunicate, situațiile se blochează pentru voi, viața rămâne pe loc sau chiar dă înapoi. Și la un moment dat vă gândiți că, leu ce-am făcut, de ce nu merge nimic în viața mea? Păi uite, tocmai de-aia, pentru că nu știm să comunicăm, pentru că ne e frică să o facem, pentru că avem blocaje la nivelul acestei ceacre a cincea. De foarte multe ori, să știți că sunt blocaje la nivelul acestei ceacre și în acele situații ne găsim foarte tăcuți. Poți să te sesizezi singur sau singură. În momentul în care ești foarte tăcut sau tăcută și nu vrei să comunici nimic, poate că ți-e lene și să spui un bună dimineața sau un bună ziua unei persoane pe care o cunoști, să știi că este ceva în neregulă cu tine și ai blocaje la nivelul cea a cincea. Atunci ai putea să te sesizezi pur și simplu și să îți deblochezi această ceacră eu folosesc simbolurile din Reiki asupra ceacrelor mele pentru deblocare sau pur și simplu las să curgă energia Reiki asupra corpului meu și aceasta deblochează pur și simplu toate ceacrele. Da, folosesc foarte mult simbolul șocurei din Reiki, care este foarte benefic. Următoarea carte care vine în această etalare pentru ziua de miercuri este, iată, ușa către valoare. Da, poate că este momentul pentru tine să te apuci de o nouă acțiune în viața ta, de o nouă oportunitate. Poate că ți-a fost prezentată această oportunitate de niște prieteni, de niște apropiați ție. Uh, ai văzut uh, potențialul acestei oportunități și vrei să, uh, vrei să faci ceva în această privință. Uh, este foarte bine, iată că te îndrepți spre acest lucru, pentru că orice ar putea să aducă valoare în viața ta este binevenit uh, pentru tine uh, și uh, poți începe acțiunile în acest sens. De asemenea, dacă ai niște abilități, abilități pe care, iată, nu le-ai le dezvoltat până acum, ai putea să faci acest lucru dacă îți place să, să vorbești foarte mult. Poate că ai această șansă să faci niște cursuri sau chiar să dai la o facultate și să devii profesor sau profesoară. Poate îți place foarte mult să lucrezi cu copiii. De ce nu? Poate fi un job foarte plăcut, foarte frumos și foarte util pe care poți să-l faci. Sau poate că te atrag piesele auto. Na, poate îți plac foarte mult mașinile. Te încântă orice idee de mașină nouă, de model nou de mașină pe care îl vezi. Și atunci... poți ai abilități de a repara mașini. Na poți să faci un curs de reparații mașini dacă ești bărbat și uh, să te îndrepți spre această meserie care este foarte căutată și foarte bănoasă. Uh, da. Două cărți importante, să mai vedem încă una. Încă o carte care vine pentru noi, dragilor, în ziua aceasta de miercuri este Bărbatul gânditor. Iată că, după cum spuneam, poate te gândești la o nouă oportunitate sau la a-ți dezvolta noi abilități pe care le ai sau pe care ai observat că le ai în ultima vreme. Faci foarte bine pentru că, iată, gândindu-te de la aceste aspecte, le vei transforma în acțiuni, iar acțiunile se vor transforma în fapte reale uh, pentru viața ta, care vor conta într-un viitor foarte apropiat. De ce? Pentru că vor aduce valoare în viața ta. Asta ce înseamnă? Mai multă abundență, mai multă bucurie, mai multă fericire. Uh, da, este clar că, iată, se activează în această zi partea masculină din fiecare dintre noi, acel yang despre care vorbesc indienii. Când vorbim de yin și yang, da? Yangul este partea masculină pe care o activăm cu toții în momentul în care ne gândim la un plan sau oricum ar fi, gândim foarte mult, suntem foarte raționali, foarte logici, vrem ca totul să iasă bine, avem nevoie de această asigurare că totul va fi bine în viața noastră. Da, cărți magice pentru noi în această zi de miercuri. Să vedem mai departe și două cărți din tarot. Prima carte din tarot care vine pentru tine în această zi de miercuri, dragul meu sau draga mea, este 9 de cupe. Acest 9 de cupe vine să arate că te afli într-o poziție foarte bună în această perioadă în viața ta. Iată că te bucuri de foarte multă abundență. Toate cupele văd că sunt pline, tu poți face absolut orice îți dorești, pentru că deții mijloacele necesare acestui lucru. Ai o autosuficiență aproape, aș putea să spun, care nu știu cât este de benefică, dar oricum o trăiești, această autosuficiență, ca și cum tu. Îți ești, îți ești ție însuți sau ție însăți acum autosuficient, autosuficientă. Uh, da, o situație care te declară mulțumit sau mulțumită de viața ta în momentul prezent. Uh, se pare că ai muncit foarte mult să ajungi aici cu toții muncim foarte mult, dar foarte mult, dar nu toți suntem privilegiați să ajungem la acest moment în care să ne bucurăm și să ne desfătăm, cum te desfeți tu așa în acest moment de orice lucru beneficție. Hai să mai vedem o carte. Iată că a doua carte care vine în etalare, dragul meu sau draga mea, este Moartea din Arcana Majoră. Această carte anunță că o etapă destul de dificilă în viața ta s-a terminat. Ai avut parte de multe piedici, de multe obstacole, multe dificultăți care te-au pus de multe ori la pământ. Poate că nu ți-a fost deloc ușor să mergi înainte, dar totuși ai făcut-o așa cum ai reușit să faci cu un pas înainte și doi pași înapoi. Dar iată că văzându-te în ipostaza actuală, poți să-ți dai seama de ce a fost nevoie de tot, acest, de tot acest chin și acum realizezi de ce a trebuit să, tre să treci prin acei pași. Pentru că, iată, se deschide în fața ta o etapă luminoasă, o etapă plină de pozitivitate, care aduce numai lucruri bune, aduce uh, multă bucurie pentru tine. Pentru că, nu-i așa, este nevoie să se alterneze și aceste momente în viețile noastre, una caldă, una mai rece și așa mai departe, sau două reci, una caldă și tot așa. Uh, da, și să vedem uh, o carte din partea oracolului. Iată că avem aici uh, cartea libertate. Uh, nu, nu este nimic care să te oprească. Uh, calea este clară dacă vrei, dacă tu vrei ca aceasta să fie calea pentru tine. Uh, da, se pare că atunci când ne simțim liberi, simțim că toată lumea este a noastră și că nu ne poate nimic opri sau nimeni de la evoluția noastră, de la tot ceea ce vrem să facem, să înfăptuim în această viață. Și acest lucru este foarte benefic pentru sufletul nostru, în primul rând. Atunci când reușim să facem ceea ce ne dorim, când reușim să ne simțim liberi, reușim să ne deschidem aripile și să zburăm. Cam asta a fost, dragilor, etalarea pentru ziua de astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!